Ziua 53. Extazul este iubit de toată lumea. Orice am face, căutăm extazul. În orice am întreprinde, fie că e bine sau rău, moral sau imoral, material sau spiritual, căutarea este aceeași, căutarea extazului. Dacă vei căuta extazul în mod inconștient, nu-l vei găsi. Așa continuă oamenii să caute și să caute și tot ceea ce găsesc este nefericire. Cu cât caută mai mult, cu atât devin mai nefericiți. Dar acest lucru se întâmplă întrucât căutarea lor este inconștientă. Nu au devenit conștienți de ceea ce caută cu adevărat. În momentul în care devii conștient că extazul este țelul tău, lucrurile devin simple. Dumnezeu nu este țelul tău, adevărul nu este țelul tău. Acestea sunt diferitele denumiri pe care le dai extazului. Toate aceste nume trebuie înlăturate pentru ca tu să te poți confrunta cu țelul suprem în pura-i goliciune. Pentru că odată ce știi care este țelul tău suprem, lucrurile devin simple. Odată ce ai aflat țelul, vei cunoaște imediat calea. Odată ce recunoști că extazul este țelul tău, nu mai este nevoie să-l cauți în afară, pentru că extazul este propria noastră natură. Drumul este prin interior, nu prin exterior. Nu trebuie să fugi după el, nu trebuie decât să fii mai tăcut și mai liniștit. Iar în momentul în care ești cu totul tăcut și liniștit, el izvorăște din ființa ta.